Cizmarul și spiritușii, de frații Grimm. A fost odată un cizmar care, fără vina sa, sărăcise într-atât, încât nu mai avea decât o bucată de piele din care să facă o singură pereche de pantofi. Într-o noapte îi croi, cu intenția de a-i coase și termina a doua zi. Având conștiința împăcată, se așeză în pat liniștit și, după ce-și făcu rugăciunea, a dormit. Dimineața, odată cu terminarea rugăciunilor, vreau să înceapă lucrul, când văzu pe masă perechea de pantofi complet eliminată. Uimit omul, luă în mână pantofii și îi privi cu atenție. Erau terminați întru totul, nu putea găsi niciun cusur. Era o adevărată operă de artă. După puțin timp, intră un cumpărător și atât de mult îi plăcură pantofii că plăti pentru ei mai mult decât era necesar. Așa că cizmarul putu cumpăra piele ca să facă alte două perechi de pantofi. Îi croi seara, hotărât să-i termine a doua zi. Dar nu fu nevoie, pentru că atunci când se trezi, pantofii erau terminați și nu lipsiră nici cumpărătorii care să-i dea bani pentru a cumpăra piele pentru patru perechi de pantofi. În dimineața următoare au fost gata și cele patru perechi și de acum înainte tot ce lăsa croit seara găsea cusul dimineața. Astfel, cizmarul a avut curând câștiguri foarte mari, putându-se considera aproape bogat. Dar într-o seară, în ajunul Crăciunului, cizmarul, care croise niște perechi de pantofi pentru ziua următoare, îi spuse soției: ce-ar fi dacă în această seară am stat de veghe să vedem cine este cel care ne ajută astfel? Soției sale îi se păru această idee ca fiind foarte bună. Lăsară o lumânare aprinsă și se uitară într-un colț. Când bătu ora 12, din senin au apărut o ispiriduși glumeți și fără hăinuțe pe ei. Se așezară la masă a cizmarului și cu degetele lor micuțe începură să înțepe, să coasă și să bată cuie cu atât de mare viteză și dibăcie încât cizmarul crezea că visează. Spiridușii nu plecară până când nu terminoară toată treaba, apoi se făcură nevăzuți. În dimineața următoare, femeia spuse: acest spiriduș ne-a îmbogățit și trebuie să le demonstrăm recunoștința noastră. Poate le este frig umblând așa, dezbrăcați. Știi la ce m-am gândit? Am să le cos amândurora câte o cămașă, o jachetă și un pieptar și niște pantaloni și de asemenea le voi tricota câte o pereche de ciorapi. Tu le vei face câte o pereche pantofiori, fiecăruia. Pantofarul îi plăcu mult ideea nevestei sale și se puse repede pe grabă. Seara au așezat cu grijă toate darurile pe masă și s-au ascuns din nou ca în noaptea de ajun, ca să vadă dacă li se va potrivi spiridușilor îmbrăcămintea pregătită. La miezul nopții veniră și spiridușii puși pe treabă, dar în loc să găsească piele tăiată, au găsit minunatele hăinuțe. La început au fost uimiți, dar imediat bucuria a strălucit pe chipurile lor micuțe. Se îmbrăcară repede și începură să cânte: suntem frumoși și eleganți, de ce să fim cizmar ca înainte? S-au urcat pe masă și au început să danseze, apoi tot săltând, au dispărut fără să se oprească din veselia dansului lor. Spiritușii nu s-au mai întors din acea noapte în atelierul cizmarului, căci acestuia i-au giungeau banii câștigați pentru tot restul vieții. Astfel ca el și soția lui au trăit fericiți până la adânci bătrânețe și au avut noroc în toate lucrurile pe care le-au făcut.